Sălile de fitness s-au mutat din interior în exterior. Tot mai mulți oameni înlocuiesc plimbările din parc cu ture de alergat sau chiar cu exerciții fizice. Astfel combină utilul cu plăcutul. Iar vestea și mai bună este că dacă vreți să încercați și voi, avem un antrenament făcut de Beatrice Olaru. După atâta timp de stat în casă, sincer, m-aș muta cu totul în aer liber, așadar de ce să nu-mi mut și antrenamentul din apartament afară? Și de unde să învăț dacă nu de la profesioniști, așa că am venit la Beatrice să aflu mai întâi care sunt avantajele sportului în aer liber. Bună! Sunt multe avantaje. În primul rând că venim după perioada asta în care am stat foarte mult în casă și ne-am antrenat doar în casă și cred că avem nevoie cu toții de aer curat. Coincide perioada asta și cu faptul că natura și-a învețit și aer destul de curat afară și putem să ieșim și ne oxigenăm creierul astfel. Iar vestea bună este că antrenamentele pot rămâne la aceeași intensitate. Se pot crea antrenamente cu greutatea propriului corp, așa cum spune de fiecare dată, mi se par că sunt de departe cele mai eficiente exerciții, dar pe de altă parte e foarte important ca corpul tău să fie pregătit și condiționat pentru a putea executa, adică ca să-ți duci un antrenament la un nivel mai înalt pe greutatea propriului corp, trebuie să fii un pic strong și un pic pregătit pentru asta. Însă, în ziua de astăzi găsim foarte multe accesorii, mini-accesorii, cum le spun eu, pe care le-am recomandat și pe timpul pandemiei, atâta timp cât oamenii s-au antrenat acasă, care nu ocupă mult spațiu, care nu sunt foarte costisitoare și pe care le poți muta în outdoor, să-ți creezi antrenamente afară, cum ar fi benzi elastice, corzi și așa mai departe. Adică, variante sunt. Iar, în plus, afară, găsești o mulțime de obiecte de care te poți folosi pentru a-ți antrena întregul corp. Astăzi ne folosim de scări. Bun, primul exercițiu, o să urcăm câte 3 trepte. Mă interesează să faci pasul lung, da, și să flexezi genunchii din față ca să intre glutei. Ok? Și avem așa. Pas, flexez și împing în piciorul din față, urc. Sus. Poți să pui piciorul pentru, da, ca să stabilizezi foarte bine. Și mergem la următoarea. Sus. După finalizarea întregului șir de scări, este recomandată o coborâre în pas alert și trecerea la cel de-al doilea exercițiu. Săritură pe două picioare, urcăm pe a doua treaptă. Important, să flexezi genunchii la aterizare și să-ți iei elan cu brațele, da? Hai! Sus! Și cobor alternativ. Flexezi genunchii la aterizare și cobor. 12 repetări sunt suficiente, însă trebuie neapărat să fie executate corect. Fă-ți elan cu brațele, depărtez un pic mai mult și amortizez când aterizez, adică flexez genunchi. Ai văzut că e mai bine, nici nu te auzi când aterizez. Al treilea, mergem un pic pe viteză, da? Urcăm fiecare treaptă, marcăm fiecare treaptă cu fiecare pas, facem pașii rapizi și mărunți, da? Te ajut de brațe pe lângă corp și încerc să le uși cât mai repede, ai atenție să nu te împiedici de trepte, da? Și exercițiul cu numărul 4. O să avem squat cu săritură in-out și urcăm la fiecare câte o treaptă. Și o să avem așa, pe prima picioarele apropiate, pe a doua depărtăm vârfurile în exterior, ok? Da. Hai! 3, 2, 1, go! Încă 10 repetări și gata! Următorul exercițiu. Fandare laterală, o să avem o treaptă, da? Picior. Facem fandare laterală, piciorul rămâne întins. Când transfer centru de greutate, tragi piciorul la piept, da? Fandezi lateral și sus genunchi. Hai, abdomenul tare, împinge piciorul, da? Hai, și sus. Și acum ultimul exercițiu, votat de către români ca fiind cel mai dorit. Și exercițiul numărul 6? Ia ca stai jos și stragi să vedem. Ăsta-i funcționat. Să zic, a fost primul antrenament pe aer liber de anul ăsta și vreau să zic că chiar am obosit, cred că se simte și în voce. Deci, Beatrice, a fost bine. Bravo! E tare!